Where do we have to go? Siracusa. Can you take me, please? It's me and another lady. Okay. Come. Can I? Yes. But I have no money. It's okay. Neața, astăzi, adică acum vom face un room tour pentru că n-am apucat ieri. Deci, după cum puteți vedea, este aici un pat pentru mine. E foarte, foarte frumos. Și asta e camera. Și view-ul de la cameră. O să vedeți voi mai multe acolo când ajungem. Deci, locul este minunat. Minunat. Acolo e zona cu faleză. Oh. Salutare, oameni faini! Ce faceți? Ce faceți, dragilor? Unde crezi că suntem? În aeroport. De data asta sper să ne iasă. A treia, a patra încercare către mult dorita Sicilie. Așa că am ajuns în aeroport. Ne întâlnim cu un grup de prieteni. De fapt e o surpriză. O să vedeți voi în timpul vlogului. Ce să zic, mai multe așteptăm să ne deschidă poarta, să facem check-in-ul bine, check-in-ul online. Noi l-am făcut. Doar că acum trebuie să mergem la ghiciola, avem un bagaj de cală, uite bagajul nostru de cală, care nu are 20 de kilograme, are undeva la 12 kilograme, pentru asta trebuie să stăm la rând. Fetele mele, toate bune și continuăm, hai să-i dăm bătaie. Și acum bineînțeles să vă arăt surpriza. La mulți ani! A început vlogul. La mulți ani! Ready to fly, să zicem. Hai să avem zbor ușor. Hello, astăzi mergem în, adică nu, astăzi plecăm în vacanță și nu știu dacă ați văzut deja, dacă nu ați văzut deja, veți vedea, dar dacă ați văzut deja, foarte bine, eu sunt foarte, foarte excited și abia aștept că ajungem în VIP și o să am, dar mă gândeam că... Și bineînțeles că am revenit, am aterizat cu bine pe aeroportul Fantarossa din Catania. Acum mergem să închiriem mașina la Italy Car Rent. Mergem să luăm mașinuța și continuăm. Vă spun imediat și cât m-a costat. Sincer, în lei m-a costat pentru 4 zile, m-a costat 1300 de lei. Deci asta înseamnă undeva la 280 de euro, zic bine. Și ce avem noi în față? Bineînțeles, muntele
Edna, nu știu dacă voi îl vedeți, eu filmez cu GoPro ăsta și nu se vede, da? Probabil că îl vedeți mai bine pe monitor. Așa. Eu, dragilor, vă salut cu drag, ca de fiecare dată. Acum nu mai facem munci agricole sau de grădinării. Astăzi suntem în Catania, mult dorita Sicilie, pe care tot am vrut noi să o facem și nu ne-a picat niciodată. Ba s-a amânat zborul sau n-au zburat, dar în final ne-a ieșit. Aceasta este mașina, am reușit să luăm și un Toyota Yaris. La prima vedere arată ok, e un pic aici zdrelit așa, dar e ok. Ne urcăm, uite, și aici are un pic o chestie, dar hai să vedem despre ce e vorba. Zic. Ia să vedem. Where do we have to go? Siracusa. Can you take me, please? It's me and another lady. Okay. Come. Can I? Come. Can I? Yes. But I have no money. It's okay. It's maybe. Okay. It's okay. One beer for me. It's okay. One beer for me. Okay. Okay. It's a. Hai că am luat și mașinuța. Aceasta este Yaris-ul. Benzină pare a fi full. Și asta e. Hai să mergem, Let's zic. Go. Let's go. Am parcat în, se numește De la Marina. Aici avem un port. Hai că vreau să vă arăt și câteva chestii. Și acum mergem către cazare. Ne-am luat și bagajul, lăsăm mașina aici ca să fim și safe și să nu mai avem nicio treabă. Totul verde, totul frumos, cald. Oamenii sunt la pantaloni scurți. N-ai cum, mă, n-ai cum așa ceva. N-ai cum, Sicilia. Doamne, ce frumos. Hai să vedem ce fac și restul grupului. Noi de, suntem într-un grup. Ia uite ce lucruri mișto acolo. Foarte fain, terase. Asta e, sigur eu o faleză ceva. Vom vedea. Catedrala Santa Lucia. Ia spune, tati, tu. Deci, aici păi ieșim acum. Tot ce pot spune și tot ce pot să spun, pentru că tot este tot ce știu, este că suntem în Siracusa. Okay. Da, aparent nu m-auzeam, cred că până acum, dar e ok. Voiam să spun că tot ceea ce știu să vă zic este că suntem în Siracusa și că este un loc superb. Deci este extrem, extrem de frumos. Santa Lucia. Nu știu, cred că, dar e prea frumos. Deci, Doamne, e superb. Deci, vis, ca un vis. Doamne, ce frumos e. Uite câte restaurante sunt aici. Oh my god, I have to. În toată splendoarea lui. Palatul Santa Lucia. Doamne, e genial. Și cu toate că lumina nu ne ajută atât de mult. În fața palatului Santa Lucia ne-am așezat la un restaurant care se numește... Cum se numește restaurantul, Ieni? La Vole Luba. Cum? La Vole Luba. La Vole Luba. Da. Luba. Luba, Love. La Vole. Asta e. Și pentru început ne-am comandat niște bere. Niște bere pentru că noi suntem mai mult, suntem o gașcă mare. Cer permisiunea să vă vedeți? Nu, n-am probleme. It's ok? Da, că eu am luat-o pe engleză. Te-ai murdărit, gata? Da, se hai aici la toată lumea, salutați tot internetul și tot subscriberii și așa, vă salută
tot grupul meu de prieteni drag, în special sărbătorita. Așa, da. Și ne-am așezat să servim și noi ceva, că suntem rupți de foame. A venit, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 beer. Ok, thank you. Tot muncești, ia și berea. Hai să servim și berea asta. Mi-ați luat bere. Noroc, la mulți ani, sănătate, la mulți ani. Eu zic că după zbor, un zbor, totuși a fost un zbor bun, lin, merită să și ciocnim o bere. La mulți ani, dragilor. Și ce să vă zic? Să fiți bine. N-ai cum. N-ai cum așa ceva. N-ai cum, e the best beer. Berea asta se numește Angelo Poretti. N-am băut până acum, dar e chiar mișto. Să vedem ce mâncăm acum. Deci arată pizza asta într-un mare fel. Nu arată într-un mare fel. Este genial. Eu nu prea reușesc să o rup ca lumea, dar așa la cum m-am priceput eu. Săracul, ce să chinuie să mănânce tu? Băi, deci m-am urfat și de deget. Și de foame, și după atâtea ore de zbor, și de tot. N-ai cum. E ce trebuie. Neața, astăzi, adică acum vom face un room tour pentru că n-am apucat ieri. Deci, după cum puteți vedea, este aici un pat pentru mine și patul mare pentru mama și tata. Acolo e un dulap, aici sunt, acolo e o grindă, aici sunt două scaune și un aer condiționat, avem normal. Și după cum se poate vedea, aici e baia. E chiar foarte drăguță și cu bideu, cu toate astea. Foarte interesant. Aici o comodă, un mini frigider și aici este view-ul care mi-e place cel mai mult, pentru că dă exact în străducea, hello, în străduța principală. Uitați cât de frumos e! În fine, se mai aud niște mașini așa, dar e foarte, foarte frumos. Și asta e camera. Și view-ul de la cameră. Asta este cea de-a doua vedere. Da, avem aici încă o clădire și acolo o gelaterie. Și acolo, da, acolo e piață. Aici este exact o cafenea. Oameni care, da, își văd de treaba lor. Și da, chiar foarte nice. Deci, pentru camera asta am plătit 70 de euro. E foarte curat, chiar e foarte curat și nu am avut nicio problemă decât faptul că un pic aerul condiționat nu prea mergea să dea pe căldură. Atât. Dar în rest foarte frumos și mie, v-am zis, cel mai mult îmi place view-ul cum arată. Oamenii alergă dimineața. Da, și nu a fost nici măcar foarte, nu știu, foarte zgomotos sau ceva. Doamne, cât de frumos. Suntem undeva sus pe o terasă. De fapt, pe terasa imobilului unde noi stăm. Și priviți ce locuri mișto. Siracusa. Foarte fain. Atât de bine am dormit. Fetele? Ce faceți? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața din Siracusa? Da. Din nou la vlog, din nou pe Fly Travel Vlog. Continuăm descoperirea orașului Siracusa, Ortigia, și o să mergem mai precis către
Borderii, o să vedeți voi mai multe acolo când ajungem. Deci, locul este minunat. Minunat. Acolo e zona cu faleză pietonală. Se vede unde sunt palmierele, unde arăt eu așa. Da? Foarte, foarte mișto. Da. Faină treabă. Faină, faină treabă. Dragilor, suntem în a doua zi de când am ajuns în Siracusa, doar că acum e de dimineață și am venit la mașină, ducem bagajele, noi o să mai facem o plimbare, dar până mai facem noi o plimbare și o să vedeți voi în vlogul următor, eu mi-au la revedere de la voi din vlogul de astăzi, așa că până data viitoare v-am țucat oameni faini, nu uitați de un like, de un subscribe, de un share la canalul meu Fly Travel Vlog. V-am țucat de aici din Siracusa.